Haideți să discutăm acum despre compararea și reprezentarea pe axă a fracțiilor zecimale. Încă o dată reamintim că o fracție zecimală o putem scrie sub forma unui număr cu virgulă. Cum comparăm? Păi, hai să luăm câteva exemple mai întâi și după aceea să gândim o formulă general valabilă. De exemplu, numărul 273,571 cu 200 lăsăm pătrățică, o să punem mai mic, mai mare sau egal, 275,882. Primul lucru pe care îl facem este să comparăm întregii, adică numerele din fața virgulei. Îl comparăm pe 273 cu 275. Dacă vedem că semnul este mai mic sau mai mare, îl punem în consecință. Nu ne interesează ce este după virgulă. Trept și prin urmare, semnul dintre astea două este de mai mic și atunci voi pune mai mic aici, fără să ne uităm la ce urmează după virgulă. Haideți să mai luăm un exemplu. 273,571 cu 273,496. Dacă încercăm să comparăm întregii, 273 e același cu 273. Drept și prin urmare trebuie să ne mutăm la cifrele de după virgulă și le luăm în ordine. Mai întâi comparăm cifra zecimilor cu cifra zecimilor. Dacă vedem semnul de mai mic sau mai mare, atunci am terminat. Ce vedem? Că 5 e mai mare ca 4, semnul va fi mai mare. Dacă întâlnim aceeași cifră, mergem la următoarea. Până când, ele la un moment dat nu o să mai fie toate egale. La un moment dat voi putea să stabilesc semnul de mai mic sau mai mare. Și atunci semnul respectiv va fi semnul între cele două numere cu totul. Haideți să vedem un alt exemplu. 122,438 122,436.